găsit, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Venim cu multe dezvăluiri în această seară, pentru că, iată, cineva este supărat pe Crăciun. Ei bine, asistăm la o nouă lovitură dată românilor înainte de această sărbătoare. O să vedeți ce îndură oamenii în numele așa numitei resetări mondiale. De asemenea, o să vedeți cum marxiștii vor să interzică sărbătoarea. E scandal extrem, extrem de mare. Și tot apropo de reprezentanții acestor progresiști în România, o să vedeți după ce interzic Crăciunul ce brad fals așa ne oferă la circa 10.000 de euro închirierea bradului pe lună, adică totuși să facem bani. La fel de important, pentru că am discutat de multe ori aici la România TV, unde au ajuns banii aceia din miliardele împrumutate. Ei bine, adevărul începe să iasă la lumină, o să vedeți în premieră un document oficial european despre cum se cam scurg banii din țara aceasta. Și apropo de facturi, că nimeni nu se mai gândește, asta este o lună așa de relaș pentru cei mai mulți, pentru că adevăratele facturi, acelea mărite, vin abia din ianuarie, dar totuși unii mai ghinioniști au început să primească facturile acestea care îi duc aproape de faliment. O să vedeți o mărturie în această seară. Și în egală măsură, doamnelor și domnilor, premierul, tot așa în logica sărbătorilor și a Crăciunului, ne-a anunțat astăzi că vin noi restricții. Despre ce este vorba, vă arătăm imediat și avem și o informație politică, zic eu, foarte importantă. Se așteaptă un scandal între PSD și PNL. O să vedeți cine pleacă, extrem, extrem de important. Răzvan Savaliuc, Cluju.ro, împreună cu noi în această seară. Fostul director SIE, Cătălin Harnagea, de asemenea profesorul Anton Hader. Dar avem și politicieni, Alexandru Petrescu de la PSD și Virgil Guran de la Partidul Național Liberal, până mai ieri în opoziție, de astăzi parteneri. O să vedem răspunsurile fiecăruia, dar la început vreau să vedeți ce idei au mai bubuit prin Parlamentul României și ce lovitură puteți primi fiecare dintre dumneavoastră acum așa în preajma Crăciunului și totul fără explicație. Sau explicația ar fi această nouă ordine mondială. Colega mea, Claudia Predilă, vă explică ce vor să facă parlamentarii noștri cu porcii pe care dumneavoastră, de cred că sute de ani, fără să exagerez, îi creșteți pentru consum propriu. Bun găsit! Legea porcului, cea care prevede o serie de reguli pentru crescătorii de porci, inclusiv pentru cei care vor să crească cel mult 5 porci în propria gospodărie, a fost adoptată de Senat și a fost trimisă la Camera Deputaților, care este for decizional. Conform acestei legi, românii nu au voie să crească mai mult de 5 porci pentru consumul propriu în propria gospodărie, iar acestora le este interzis să hrănească animalele cu resturi alimentare. În plus, porcii trebuie să fie crescuți doar pentru îngrășare, nu și pentru reproducție. Așadar, toate aceste reguli care au fost impuse sunt destul de stricte pentru crescătorii de animale, iar mai mult decât atât, spațiile în care porcii sunt ținuți trebuie să fie astfel încât să nu aibă acces și alte animale sălbatice sau porci din alte exploatații. În plus, crescătorii trebuie să se curețe, să-și dezinfecteze încălțămintea în momentul în care intră sau ies de aici, din adăpostul porcilor. Cei care nu respectă aceste reguli primesc amenzi cuprinse între 5.000 și 18.000 de lei. Deci 18.000 de lei, doamnelor și domnilor, 3.000 de euro, adică mai mult decât un porc. Răzvan Savaliuc, la ce Dumnezeu asistăm și culmea că în Senat toată lumea a fost de acord să omoare porcul din gospodărie. Păi, ce-au cu scroafa aia? Nu mai lasă și ea să fete? Asistăm la un atac al comuniștilor. Și lumea trebuie să-și reamintească ce a însemnat comunismul în România. Că cei mai tineri nu l-au prins și nu-l înțeleg pentru că nu l-au trăit. Comunismul a fost, întâi s-au luat terenurile la toți oamenii, la țărani în special, și le-au băgat
terenurile lor la colectivă, adică la stat, și a obligat să muncească în schimburi unor bani de mizerie toată viața lor pe pământul lor. Le-a luat casele. Era o întrecere socialistă în a lua casele burghezilor, cum se spune așa. Cum avea un o casă mai răsărită, era luat. Iar oamenii erau pus să trăiască la comun, câte 2-3 în aceeași casă, cu baie la comun. N-avea voie să aibă nimeni mai mult de două case. Dacă murea părinții lui și moștenea o casă, era obligat să vândă a doua casă. N-avea voie să meargă cu mașinile decât o duminică din două și tot felul de astfel de nebunii. E, exact ce se întâmplă acum este o repetiție a comunismului, care în România nu a fost pedepsit. Și cam la fel în toată lumea unde a existat, nu au fost pedepsiți cu adevărat cei care au introdus comunismul și au nenorocit o grămadă de oameni, cu milioane de morți, să ne amintim de morții la canale, păi, unde erau duși toți cei... Știi că oamenii își ascundeau porcii în pod să nu-i găsească. Își ascundeau potera. bănuții că aveau și cocoșei, de exemplu, țiganii erau vânați de securitate unde și-au pus bănuții de aur, că la ei în etnie era obiceiul ăsta să aibă cât mai mulți bănuți de aur și să-i transmită din generație în generație, de tot felul de abuzuri de-astea care culmineau cu pușcării, cu lagăre de concentrare, unde erau omorâți la canale, la mină și în tot felul de activități de-astea socialiste. Acum o să cazi omorât financiar, că dacă îți dă amendă de 3.000 de euro, adică mai mult decât costă un porc din ăsta în viu, da. Păi să ne explice cei doi politicieni, Virgil Guran și Alexandru Petrescu, ce aveți, domnule, cu porcul din gospodărie? Cine a mai inventat sau care e argumentul? De ce să nu mai creștem porci? De ce să nu mai fete scroafa? Adică, de ce? Domnul Bună Guran. Seara. Bună seara! Bună seara! Este o dezinformare că nu sunt lăsați să crească porci. Există o directivă europeană care e logică de data asta, că multe directive europene nu au logică, prin care, pentru a combate pesta porcină, care a nenorocit foarte mult fermieri români, ați văzut că ar trebui să ardă 60.000 de porci, 40.000 de porci. Și am început să importăm numai de afară. Vorbim de interzicerea de a crește în curte mai mult de 5 porci și scrafa să nu mai fete. Dacă mă ascultați până la capăt, veți înțelege, dacă vreți, dacă nu, nu înțelegeți, dar... Eu vă spun un lucru, nu e vorba de populism aici, este vorba de un lucru foarte logic. Nu, nimeni nu le spune să nu crească porci, Doamne ferește. Sunt niște condiții minime pe care trebuie să le... Sunt niște condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorii, cei care cresc acasă porci, poate să-i crească, dar trebuie anumite condiții minime pentru că în momentul... Sunteți producători, domnul Guran. Să știți că am avut și fermă de porci, am crescut și porci acasă, deci chiar vorbesc... Dar oamenii ăștia deci, care cresc porci pentru consum, nu sunt producători, domnul Guran. Doamna Cresulescu, da, eu știu că vreți să fiu de acord cu dumneavoastră, vă spun care e realitatea. Și realitatea trebuie să o înțeleagă toți dacă vrem să mai producem, dacă vrem să mai producem porci în România, pentru că altfel vom ajunge să doar să importăm porci. Pentru că există lege care e stabilită în toată Europa. Dacă pe rază de 10 km apare un focar la 2-3 porci acasă, oameni care au acasă, da, 2-3 porci, ferma care are 100.000 de porci trebuie să se blocheze. Domnule, ce are ferma și așa mai cu interdicția departe. Ca omul are să o legătură, să are o legătură pe domnul care Guran, sper, să facem are un legătură dialog. Pe care să facem are un o legătură dialog, pe care sper, păi, dacă mă lăsați să termin, păi, atunci dar nu vă pot să înțelegeți. Că v-ați dus pe altă câmpie. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, dacă acceptați dialogul, dacă nu trec mai departe. Vreți să vorbesc ceea ce vreți dumneavoastră? Nu, nu, eu vă spun vreau ceea să ce răspundeți la întrebări, domnule Guran. Cu tot respectul pentru dumneavoastră. Are o mare legătură, stimată doamnă, pentru că dacă nu luăm niște măsuri de combatere a pestei păi porcine, și cum combateți dumneavoastră ajunge... pesta prin faptul că interziceți omului să nu-i mai nu, fete nu este scroafa? Nu este adevărat. Nu este adevărat, uitați-vă în lege. Scroaf, nu este adevărat, trebuie să se reproducă. Domnul Guran, facem dialog sau intrați peste mine tot timpul? În lege scrie, cu subiect păi și predicat. Eu cred că... Ascultați-mă ce vă citesc în lege. Eu v-am răspuns. Domnule, da, vreți să ascultați spune, ce scrie legea sau credeți că trombonim în lege așa? Spune ca producător particular acasă. Poți până anumit nivel dacă nu trebuie să îndeplinești niște condiții. Credeți că cineva este nebun să piardă voturi
de la oamenii care cresc porci și așa mai departe. Nu. Vă doare undeva de voturile oamenilor, domnul Guran? Din cauza unora ca dumneavoastră nu mai s-au distrus toate fermele de pui din România, s-au distrus toate fermele de porci și noi importăm numai de afară. Din cauza unor politicieni ca dumneavoastră care ascultă de ordine din afară. Lăsați grija de popor, nu vă pasă de popor. Sunteți un demagog. Dacă le-a luat dreptul omului de a mai lefăta scroafa, de unde cumpără-i purcei? Domnul Guran. Vă rog frumos să vă măsurați cuvintele, eu nu v-am jignit. Nu sunt deloc demagog. Dar nu ne mai prostiți în față, că știm cum votați acolo în Parlament. Vă pasă vouă de popor. N-am nicio treabă cu politicianismul aici. Eu explic un lucru care este logic pentru economia României și pentru agricultura României. De-aia nu mai fată scroafa în bătătură ca să combatem pesta porcină. Dar nu e vorba, doamna Crețulescu, ascultați-mă puțin. Poate omul să crească cât porci vrea acasă, dar trebuie să îndeplinească niște condiții care să combată pesta porcină. Scroafa, eu asta nu înțeleg. De ce să nu se mai reproducă? Dar poate să se reproducă, păi dar trebuie să se... Păi nu așa lege că îl amendează cu 118.000 de lei dacă face reproducere. Stați că vă explic. Se poate reproduce, dar trebuie să fie prin însămânțare artificială, controlată de către un medic veterinar, pentru a nu se trece cu vierul de la unul la altul și să se transmită boala. Credeți-mă că sunt lucruri logice. Dacă vreți să mă înțelegeți bine, dacă nu nicio problemă, sunt demagog, cum spune domnul Zahalu, cu toate că mă doare când un om nu vrea să-l judece. Domnul profesor Hader, vă întrebi pe dumneavoastră, păi dacă omul nu mai poate crește porcii ăștia pentru consum propriu. Cu o familie lăsați domnul Guran că îl întreb pe domnul Hader. Păi nu, dar nu e adevărat. Uitați-vă că are voie să crească, dar trebuie să îndeplinească niște condiții. Cinci porci atât. O familie de obicei se hrănea pe parcursul unui an cu mai mult de 10 porci. Că familia mănâncă, că nu o să mâncăm. Și 100, dar trebuie să îndeplinească niște condiții de igienă. Deci, domnule Hader, dacă nu mai poate să crească suficient porci pentru consum, de unde va cumpăra? Din import, unde? Păi, deci descurajăm. Da. Problema e să aibă bani să cumpere, că de regulă oamenii ăștia se autofinanțau, adică creșteau porci, mai aveau ceva, o grădină, un zarzavat. O să le creștem cotele celor care aduc carne de porc din Spania, din Franța, din Austria, de fapt de asta votează, acum, nu? Acum nu știu legea ce cuprinde de la A la Z, dar părerea mea că mai degrabă politicienii ar fi trebuit să se ocupe de porcii cu două picioare și nu de cei cu patru, pentru că cei cu patru cred că au crescut de-a lungul vremii în România de atâta mar de vreme și nu au fost probleme majore. Și ca să-l informăm pe domnul Guran, știe cumva de ce n-a trecut acum 2 ani pesta porcină la unguri și s-a oprit aici la granița României? Îi spun eu de ce, domnului Guran, pentru că ungurii și-au împușcat toți mistreții. Noi am inventat ONG-uri și protejăm și mistreții, și urși, și uite așa ne acum, omorâm doamna porcul din Crețulescu, bătătură. Dar cum își dă seama cel care vine în vizită că i-a dat resturi de mâncare, resturi alimentare, că la urma urmei porcii chiar se bucură când îi dai un terci, o ciorbă rămasă neconsumată, chiar le plac asemenea mâncăruri. O să le facă și meniu, asta nu știu, scrie în... Nu zici. Ba da, furaje. Trebuie neapărat cu furaje, deci nu le mai dăm... Haideți să vă mai arăt. Asta tot așa în spiritul Crăciunului, deci vin directivele de la UE. Tot de la UE, un document extrem de controversat la vârful Europei, prin care, atenție, se dorește interzicerea folosirii cuvântului Crăciun. Și după s-a strânit un adevărat scandal, cu atât mai mult cu cât cam în același timp s-a dat așa către publicul larg și ideea că a apărut Moș Crăciun gay. Ja, vi fikk tak i litt assistanse i år, så jeg kan være sammen med deg.
După ce chiar Moș Crăciun a devenit victima marii resetări, neomarxiștii au mers cu planul mai departe. Astfel au propus în Comisia Europeană ca termenul Crăciun să fie evitat pentru că i-ar putea ofensa pe cei care nu sunt creștini. În loc de Crăciun ar trebui să spunem de pildă sărbătorile de iarnă. Domnule Harnagea, unde ajungem, domnule? Că am văzut că acum mai nou un domn îl pupă senzual așa pe Moș Crăciun. Da, pe, cred că ne întoarcem la Moș Gerilă, fiindcă unii care n-au apucat să trăiască sau în sfârșit au trăit foarte mici ca vârstă înainte de 89, nu-și aduc aminte că Moșul Crăciun era denuit Moș Gerilă, tocmai ca să nu se facă nicio legătură între cea mai importantă sărbătoare a creștinismului și perioada de sărbători de la sfârșitul anului. Adică îi dați dreptate lui Savaliu că cineva ne întoarce așa mai mascat da, la nu știu, comunism? Știți ce se întâmplă? Se discuta aici în platou dacă o minoritate începe să schimbe normalitatea, atunci majoritatea care ar trebui să decidă și să hotărască își merită soarta. Adică nu se poate chiar să se schimbe niște lucruri în sfârșit, pe care unii le consideră naturale, alții le consideră nenaturale, unii le doresc, alții nu le doresc, dar în același timp sunt, hai să spunem, obiceiuri, sunt lucruri peste care în general nu se trece. Unii trec mai ușor, dar unii trec foarte, foarte greu. Pe mine ce mă miră este, apropo de discuția asta cu Moș Crăciun, care să nu fie denumit Crăciun, pe mine mă miră totuși tăcerea Vaticanului, fiindcă știrea asta în sfârșit că e adevărată, că nu e adevărat, unii acum o contestă. Oficial. A venit acum, cred că acum 10 zile sau maxim 2 săptămâni, adică nu mai mult de 2 săptămâni. Da, clipul ăsta mie mi se pare mizerabil. Și domnule, totuși cetatea Vaticanului n-a avut absolut nicio reacție. Păi, pot avea reacții, dar ceea ce am văzut... Cine știe, poate tot pentru a combate pesta porcină, omorâm cum, de-aia omorâm porcul la noi în bătătură, îl întreb și pe domnul Petrescu de la PSD. O să găsim și aici o motivație prin care o să interzicem Crăciunul ca și creșterea mai mult de 5 porci în bătătură și de asemenea o să le... Cum, văd că și PSD-ul interzice scroafei să se mai reproducă, că altfel l-am amendați pe proprietar. Înțeleg că din cauza PSD-ului. Da. Doamna Crețulescu, dacă lucruri rele ni se întâmplă de la nivel european sau credem că ni se pot întâmpla, să știți că în mare măsură este și vina noastră. Directivele astea când vin, ele nu vin din cer ca tablele lui Moise. Sunt discuții, sunt negocieri între state. Se agrează modelul și varianta finală a acelei directive. Dacă noi tot, pe tot parcursul construcției acestei directive n-am zis mare lucru, n-am adus în discuție specificul nostru în ceea ce înseamnă creșterea de animale în bătătură. Am văzut că PSD-ul a dacă votat pentru 5 porci și interzis la reproducerea scroafei. Deci două lucruri mă întrebați. De Crăciun, de ghei, de scroafă. Lăsați-mi să le iau una câte una. Totul se leagă de Crăciun, adică omorâșii porcul din bătătură să le iau și una conceptul una de Crăciun. Haideți să vorbim cu porcul. Astăzi România este în zona roșie la nivel european în ceea ce privește exportul de porci. Păi da, din cauza peste porcine. Și au dat la din cauza poporul, peste da. Porcine. Vă rog frumos, haideți să ne lămurim, să mai dăm și câteva informații vă rog folositoare. Din cauza peste porcine, de asta noi importăm 75%. Fiindcă noi nu putem crește la nivel național, am pierdut efectivele și toate celelalte. Nu intru în detalii, da. Nici măcar nu sunt specialist. Deci n-a trecut de la noi la unguri. Ce, și-au pus ea garduri? Că nu și-au pus. Doar au pușcat mistreții. Noi de ce domnule, ne-au pușcat? Problema e nu să ne punem de ce n-a trecut la unguri și la ucrainieni. Păi problema de ce? E de ce n-am reușit. PSD-ul la putere atunci. De ce nu vi-a spus-o? Că era guvernul Dăncilă. Țipam aici, domne, împușcați porții aia mistreți. Nu i-ați împușcat la noi? Trecem la Crăciun. E clar că cu porcii nu ne înțelegem. Trecem la Crăciun? Bun, da? Dacă nu vreți să mă ascultați, vă dau câteva cum date cum trebuie să vă statistice. Înțelegeți? Și cu poporul, domnul păi Petrescu. Păi, dar poporul trebuie să mă asculte pe mine, pe dumneavoastră, măcar pe rând, ca să înțeleagă. Vă rog. Bun, deci, pesta porcină. Suntem roșii pe harta Europei în ceea ce privește creșterea de efective de porci. Din cauza acestei boli, da?
Bun. Ca să poți pierde, reduce această boală, că nu contează dacă a trecut, unde a trecut, ce graniță, ca să poți să scapi de ea, trebuie să iei niște măsuri specifice care pot afecta și creșterea în bătătură. Și ce vă spuneam eu la început, propoziția mai avea patru cuvinte, nu mai multe. Da? Deci, ce e important ca noi, la nivel european, să fi contribuit la această directivă cu specificul nostru național și să putem să protejăm mai clar, că e clar că nu e clar, că și dumneavoastră aveți dreptate din punctul dumneavoastră de vedere, dar trebuie să mai vin și eu cât înțeleg eu din de ce nu poate naște scroafa, că nu mă pricep, dar am citit și o bucățică aia de hârtie. Vă corectez, scroafa fată nu naște. Să fie sănătoasă, nu e păi numai, numai fată, fată că pe timpul guvernării PNL, PSD-ul de mere are interzis doamnă, la fătat. Guvernarea cu fătatul. Bun, după aia în ceea ce privește Crăciunul. Dom'le, Bruxelles poate spune multe. Devine aproape irelevant. Nu trebuie să o luăm pur și simplu tot ce spune noi să și facem. Avem o tradiție, avem priorități, avem interese. Avem obiceiuri, avem un fel de a fi. Hai să luăm ce e bun de acolo. Cum a votat PSD-ul în Senat, domnule? La ce, domnule? La Crăciun? Pe Crăciunul nu s-a votat, e la nivel de recomandare. Nu, domnule, asta cu porcii și cu scroafa care nu se mai reproduce. Cum a votat PSD-ul? Ia, ziceți dumneavoastră, cum a votat? Domnule, nu știu cum a votat PSD-ul, că n-am fost atent pe problema porcului când s-a votat la PSD. Adică nu vi se pare importantă problema porcului? Nu, domnule, e foarte importantă, dar fiecare cu cine pricepem. Eu de ce fată scroafa nu m-am uitat, mi-a trecut prin fața ochilor. Îmi cer scuze, trebuia să-l invitați pe unul, specialist în scroafe, eu nu sunt. Atâta, deci specialiști, deci avem specialiști în pandemie și acum trebuie să căutăm specialiști în scroafe. Nu, pă bune, dar încerc, haideți să mergem pe o linie logică. Păi pe o linie logică. Eu vă spun pe o linie logică, că împreună... Vă plătim trebuie, cu 1000 de euro pe, să înțelegeți nu ce votați acolo. Nu mă plătiți pe mine cu nici 1000 de euro, doamna Crețulescu, da? Nu lucrez la parlamentarii, asta. Parlamentarii, domnule, nu dumneavoastră. Să fie sănătoși, certați parlamentarii când prindeți unul, nu pe mine. Păi v-a trimis partidul, ce să zic acum? Pe unde să mă trimită? A, în la emisiune? Televizor. Păi trebuia să vă zic acolo, Petrescu nu-i plăti cu 1000 de euro. Nu, e adevărat, nu precizez. Colegii dumneavoastră ăștia cu scroafa, cu specialiști în fătatul scroafei. Da, vă mărturisesc că n-am primit agenda, că dacă vedeam fătat scroafă, nu participam, ca să fie clar. De ce să nu participați? Eu zic că e nu chestii. E subiectul meu și meritați o contribuție bună. Haideți să vă spun eu și subiectul dumneavoastră, că sunteți economist. 15% din consumul de carne de porc din țara asta este din producție proprie, adică scroafa care se reproducea în bătătură, domnul Petrescu. Adică e important. Haideți să vă mai arăt totuși ceva, ca să trecem de la subiectul acesta. Poate se va clarifica în Camera Deputaților. Să vedem ce face domnul Fritz, că l-am arătat pe Moș Crăciun gay. Domnul Fritz ne dă bradul de Crăciun fake sau fals, sau cum vreți noastră să-i spuneți, și costă, doar închiriere, adică nu tot bradul, 10.000 de euro pe lună. Mircea Sime ne dă detalii. Bun găsit! Bun găsit! După ce orașul, iată, a rămas fără apă caldă și căldură, după ce transportul în comun a fost de-a dreptul paralizat și scumpit, știm cu toții, gropile au ajuns să fie acoperite cu plăci metalice zgomotoase și traficul a fost paralizat prin deschiderea mai multor șantiere, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-a șocat pe timișoreni cu achiziția bradului de Crăciun. Primăria Timișoarei plătește 10.000 de euro pe lună prin Casa de Cultură pentru a închiria un brad artificial care i-a oripilat pe oameni. În general, locuitorii Timișoarei nu au cuvinte de laudă la vederea bradului, amplasat în centrul orașului, și sunt de părere că la banii aceștia orașul ar fi meritat un brad mai frumos. Răzvan Savaliuc, îți place? Așa nu te întreb din punct de vedere estetic. Că oricum, bradul e fals, adică nici măcar nu miroase a brad, dar prețul, cum ți se pare? 10.000 de euro numai închirierea? Da, se pare că ăsta e prețul pe care trebuie să-l mai plătească românii, să mai vadă niște luminițe, niște brazi, probabil și mai mult. Dacă compar cu Bucureștiul, care nu prea am văzut luminițe și brazi față de anii trecuți, în care era plin
de asemenea lucruri și exista acea bucurie că a venit luna cadourilor, sărbătorile de iarnă și ieșeai pe stradă și mai ales copiii trăiau magia Crăciunului. Acum vedem că dacă mai vrem să vedem așa ceva, trebuie să dăm niște sume mari ca să facă ăștia niște afaceri prin primării. E urât ce se întâmplă și peste tot unde se întâmplă aceste lucruri, îi vedem pe acești neomarxiști, de fapt niște comuniști cu față nouă, care nu fac altceva decât să distrugă tradițiile românilor, cultura românilor, religia creștină a românilor și tot ce se poate ca să ne întoarcem într-o epocă a dictaturii. Că astea vor acești indivizi, o dictatură, cum le trăzește lor noaptea prin cap, așa să o implementeze pe pielea noastră a doua zi. Și acum o informație de breaking news, pentru că de multe ori, doamnelor și domnilor, ne-am întrebat aici, domnule, ce s-a întâmplat cu miliardele acelea împrumutate? De ce am împrumutat atât de multe miliarde? Iată că vine un document european care arată la ce e campioană România și cum s-au scurs banii în țara noastră. Haideți să vedem! Mădălin Puiu, în direct cu noi. Bun găsit, Mădălin. Din zona europeană se publică astăzi un document apropo de evaziune fiscală. Unde e România? Bine te-am găsit, Andreea. România este campioana Uniunii Europene la evaziune fiscală la TVA, adică este pe ultimul loc în ceea ce privește colectarea de TVA. Deficitul global de încasare în statele membre UE a scăzut cu aproximativ 7 miliarde în 2019, însă în România a crescut de la 29 de miliarde în 2018 până la 35,1 miliarde de lei în 2019. Arată, cum ai spus și tu, cel mai nou document publicat de către Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, Comisia Europeană subliniază că în termeni relativ România a avut cel mai mare deficit de încasare de a TVA-ului din Uniunea Europeană pe toată întreaga perioadă, adică 2015-2019. Mulțumesc mult, Madalin. Păi, vă întreb, domnule Guran, de ce stăm atât de prost la colectări? Pentru că avem un sistem prost organizat la colectare, pentru că nu s-a reușit o reformă în domeniul respectiv. Și de ce n-am reușit? Pentru că cei care au guvernat timp de 31 de ani, indiferent, chiar și noi, ne rezumăm la ultimii 4-5, așa zic. Acolo de la ultimii, ultimii 4-5 ani nu s-a creat un sistem modern de colectare, de urmărire a colectării și de a se face conectare. Pentru că a fost ori neglijență, ori incompetență, plus încă un lucru. Sau poate evaziunea, nu se vrea colectare. Evaziunea, da, printre altele, există o evaziune în anumite domenii în care nu prea se bagă cei care ar trebui să facă ordine. Mai sunt listele acelea de partid la ANAF, pe pereții de la ANAF, că erau într-o perioadă, s-au păstrat și acum la PNL? Nu mai sunt de... Acum sunt înainte. Nu, de an bun nu mai sunt astfel de liste. Adică ziceți că fiscul nu mai protejează anumite... Nu cred că se întâmplă lucrul acesta, dar vă spun ceva. Cred că în vamă, în momentul de față, și nu cred, sunt convins, că în vamă există o evaziune pe scară destul de largă. Ziceți că TVA-ul se colectează în vamă? Să știți că plătește TVA, trebuie să plătești TVA în momentul în care importi din afara Uniunii Europene. Și cred eu că aici, dacă ar exista mai multă atenție, plus că, vă spun ceva, să verifică. De multe ori sunt verificați cei cu tarabe. De ce nu verificăm în vamă? Că, cred că șeful vămilor a fost la PNL în ultimul an jumătate. De ce n-a putut omul să verifice? A fost la toate partidele, doamna Crețulescu. Jumate, ce a făcut șeful ăla în afară de faptul că a încasat câteva mii de euro doar din salariu pe lună? Să știți că în ultimii ani, inclusiv pe timpul PSD-ului, a început să crească colectarea, dar nu se face destul. Probabil acum, dacă se va trece la acest sistem centralizat, va crește colectarea. Ce înseamnă sistem centralizat? Casele de marcat trebuie să fie conectate la un sistem centralizat și există raportare la ANAP de la orice
societate care vinde. Și atunci... Ce intră prin vamă nu trece prin casa de marcat. Adică cum Nu. Ce intră prin... Da, aveți dreptate. Ce intră prin vamă nu, deci acolo trebuie făcut un sistem de urmărire mult mai... Vă amintiți acolo în vestul țării i-au pus o dinamită sub mașină unuia care era suspectat că face trafic ilegal de țigări. Credeți că atât de mare a devenit mafia? Da, da, și din păcate mi-e teamă că o să devină și mai mare mafia și o să avem... Avem un stat slab și plătim degeaba procurori, judecători, polițiști? Pentru că delicvența crește și în țară la noi și, într-adevăr, cred că lupta asta cu sistemul acesta... Mafio trebuie accentuată și trebuie... Ce le lipsesc polițiștilor, procurorilor, judecătorilor? Ce le lipsesc lor? Că salarii au acum berechet. Să știți că foarte mulți dintre ei își fac datoria, dar cred eu că... Dar mafia crește. Dar mafia crește, este adevărat. Cred eu că trebuie un sistem mult mai bine organizat de urmărire și sistem modern de urmărire. Cum să fie modern? Adică sunt state, de exemplu, care au un sistem. Sunt state care au un sistem informatic prin care determină foarte repede zona în care există evaziune fiscală și merg focusați pe acele zone. Da. La noi încă n-am reușit acest lucru, se fac niște corelații la... V-ați împrumutat 136 de miliarde doar un an. Ce v-a lipsit să cumpărați noastră un sistem informatic? Nu neapărat sistemul informatic, ăsta se poate cumpăra implementarea lui și instruirea oamenilor. Sunt prea multe... Sunt foarte mulți IT-ști în România, dar, din păcate, lucrurile merg mai încet în România, în toate domeniile. E super. Bine că n-a venit și aici pesta porcină, dar să vedem, doamnelor și domnilor, anunțul premierului Ciucă, apropo de sărbători și de restricții. Astăzi, premierul, dar și alți oficiali ai guvernului s-au văzut cu toți reprezentanții cultelor și s-a discutat serios de posibilitatea folosirii certificatului verde în biserică. Haideți să vedem declarația premierului. Este un proiect care este în dezbatere, se discută cu fiecare dintre specialiști și sperăm ca într-un timp cât se poate de rezonabil să ajungem la o concluzie, să mergem în Parlament și până la sfârșitul anului să putem să avem această lege a certificatului COVID. A fost o discuție și o solicitare a reprezentanților cultelor ca cetățenii să poată să beneficieze de această libertate de a participa la slujbe fără să se impună obligativitatea deținerii certificatului verde. Am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cât mai multe vieți. Iar discuția a fost dacă vaccinarea este singura soluție. Și răspunsul a fost de asemenea cât se poate de ferm și de clar. Vaccinarea este o soluție, iar cea de-a doua, complementară vaccinării, este comportamentul. Iar prin comportament înțelegem respectul față de sine, respectul față de comunitate, respectul față de tot ceea ce înseamnă dorința de a salva vieți. Domnule Cătălin Harnagi, admaster, ce înțelegeți? O să fie obligatoriu în biserică sau nu? Că a fost domnul Ciucă atât de vag... Da, mie mi s-a părut așa că ar fi bine dacă ar fi și în biserică, dar să vedem cine o să iasă să declare asemenea măsuri, adică cine își asumă asemenea măsuri. Știți cum? Aproape toate măsurile... Cine o să-și asume vreodată, poate, în țara asta să informatizeze ANAF-ul ca să colectăm și noi în firea noastră apropo de evaziune fiscală. Păi, evaziunea fiscală în România a trăit foarte bine, zic, în ultimii 30 de ani. Adică, Eu cred că cel mai bine în ultimii 10. Un domeniu economic, financiar, ar fi trăit atât de bine, numai că ceea ce se știa cu 10 ani sau 15 ani sau 5 ani,
Se întâmplă și acum. Evaziunea, de exemplu, pe importurile de fructe sau de legume, pe care eu le cunosc bine de acum 20 de ani, aceleași discuții erau ample, academice unele dintre ele, teoretice, ne lovește practica mai mult, adică să iei măsuri și cine să ia măsuri și așa mai departe, se întâmplau și atunci. Nu vorbesc de evaziunile, nu știu, făcute de comercianți că nu-și declară salariații sau nu-și plătesc taxele. Vorbim de evaziune mare, pe țigări, pe băuturi, pe cafea, așa, pe legume, pe fructe. Vreau să fac o precizare, pentru că noi aici la România TV tot timpul suntem corecți, chiar dacă politicienii când nu sunt foarte încântați de întrebările pe care le adresăm, ne spun că dezinformăm. Vreau să vă spun că Vaticanul a făcut o precizare după momentul acela cu să desfințăm Crăciunul și precizează, vă dau doar sinteza, spune Vaticanul, este anularea dimensiunii creștine a Europei noastre. Adică asta e bine. Asta e foarte bine. Vaticanul a reacționat. Să vedem ce se va întâmpla după. Dacă vine și acolo vreo porcină și trebuie să rezolvăm chestiunea într-un fel dramatic. Dar aici, până la finalul, adică un lucru a fost ferm în declarația domnului Ciucă, până la finalul anului vom decide, adică dacă avem certificat verde sau nu în biserică. De aceea îl salut și pe părintele Valentin Guia și rog să-mi răspundă după 10 secunde ce așteptări are domnia sa și, de exemplu, practic, cum se va putea face trierea aceasta ipotetică pe certificat de vaccinare în biserică, după 10 secunde. Așadar, bună seara, domnule Guia, sunteți în direct aici la România TV. Ați văzut și dumneavoastră imagini, declarații după acea întâlnire cu toți reprezentanții cultelor religioase. Până la final de an se va lua o decizie. Ce așteptări aveți dumneavoastră? Doamne ajută, de la Cluj-Napoca, doamna Crețulescu, datorită faptului că suntem în postul Crăciunului, să-mi dați voie să încep cu partea pozitivă a știrii dumneavoastră și să salut inițiativa primului ministru astăzi de a se întâlni cu reprezentanții cultelor, pentru că de 2 ani de zile noi am fost obișnuiți ca într-o țară majoritar creștină, creștin-ortodoxă, de 2 ani de zile un domn care a făcut astăzi parte din această delegație, trăind de credința noastră strămoșească, să ne spună de la un pupitru sec că nu mai aveți voie la Paști să mergeți la biserică. Pe urmă, tot același domn să ne spună că la cuvioasa Parascheva și la cultul și cinstirea moaștelor sfinților noștri părinți nu avem voie decât cu buletinul. Pe urmă, atacul la adresa paharului și a potirului și a împărtășaniei și așa mai departe până astăzi. Eu zic că e un lucru bun și salutăm. Oricum, uitați-vă ce există în societatea în care trăim în acest moment. Pe lângă această pandemie, care cu siguranță, atât cu profilaxia medicală, cât și cu alte mijloace, probabil că vom scăpa. Sau cel puțin avem, vedeți, de 2 ori pe an, în 2 cicluri sau valuri, cum le spun specialiștii. Dar cea mai mare problemă în acest moment în societatea noastră, credeți-mă din suflet, mă învârt prin țară zilnic și vorbesc cu oamenii, e anxietatea. Am ajuns într-un hal fără de hal. Uitați-vă câte cazuri de sinucideri sunt. Uitați-vă medicii cum clachează. Uitați-vă oamenii. Uitați-vă la voi în studio de la începutul emisiunii câtă irascibilitate există. Lucrurile astea, căldura lui Hristos, numai în Sfânta Biserică o găsim. Hristos și Biserica Neamului Românesc poate să pună stabilă acestui lucru care și cu știrea care ați legat-o de la Bruxelles, cu prostiile neomarfiștilor care vor să distrugă prin secularizare toate valorile și identitatea acestui neam, pot fi stabilite de către biserică și nu neapărat de administrația de care lumea vremelnic se leagă de la începând de la patriarh și până la ultimul preot, ci la Biserica lui Hristos. Trupul lui Hristos, Hristos care prin Sfânta Împărtășanie pe care o luăm duminică de duminică ne poate liniști și în momentul când ne liniștim putem judeca normal și lucrurile astea cu moșul ăla, vai de sufletul lor a rătăciților de la Bruxelles, să scăpăm de influența asta malefică a Occidentului și să ne vedem în continuare. Părinte, de 2000 de ani. Părinte, eu sunt de acord că
fiecare poate să aibă ce opțiune sexuală dorește și așa e normal, dar asta e una, dar să ajungi să spui, dom'le, să nu-i mai ziceți Crăciun, dar cum să-i zicem, părinte? Deci, uitați-vă, vă rog frumos, în ultimii ani, în ultimii 2 ani de zile și vă aduc de aminte cum încearcă prin lupta asta de secularizare, prin uneltele astea neomarxiste ale diavolului, ale necuratului, să ne distrugă sărbătorile. Ale răului. Uitați-vă, ale omenirii. Uitați-vă, vă rog frumos, toate sărbătorile noastre au fost întinate în ultimii 2 ani. Cu marșuri înaintea sărbătorii Sfintei Mării, cu marșuri înainte de cuvioasa Parascheva, cu deturnarea sărbătorii de Crăciun și schimbarea denumirii și așa mai departe. Băi, deja se vede de la o poștă că cineva dorește să ne distrugă identitatea. Și așa cum spunea un antevorbitor în emisiunea dumneavoastră, noi când am bătut palma cu Uniunea Europeană, i-am rugat din suflet, nu le-am dat poruncă, să ne lase identitatea, sărbătorile și ceea ce neamul ăsta de 2000 de ani a moștenit. Noi de 2000 de ani avem ceea ce în momentul ăsta cu dinții ținem, sărbătoarea Crăciunului, să moș Crăciun și așa mai departe, toate lucrurile astea de la 1 ianuarie și până în 31 decembrie. Mulțumesc mult pentru intervenție. Domnule Petrescu, cum se va tranșa chestiunea? Că recunosc, premierul a fost mai mult decât enigmatic. Acum, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de ceea ce ne-a spus distinsul domn de dinainte, din păcate nu i-am rugat să ne lase Crăciunul, că am presupus că niciodată nu va fi un subiect de dispută cu Uniunea Europeană. A apărut mai târziu, pe măsură ce progresismul a devenit din ce în ce mai vizibil, să nu folosesc cuvântul agresiv. În ceea ce privește certificatul, 2 lucruri sunt importante. Odată, emiterea certificatului se va face pe principiile europene, care vor include și testarea, nu doar vaccinarea și trecerea prin boală. Asta este clar, foarte da. Important. O să-l arătăm când intrăm în biserică Orba. Dumneavoastră ce ați înțeles? Nu am înțeles nimic. Am înțeles doar că nu este luată o poziție. Mă uit la Biserica Ortodoxă Greacă, care e mult mai avansată în a introduce acest certificat pentru accesul în biserică. Punctul meu de vedere, și este împărtășit și de mulți colegi din PSD, este să nu se adopte această măsură pentru prezentarea certificatului pentru a intra într-un așezământ religios. Domnule Hader, ca un profesor, ce sfat ați da decidenților? Păi eu zic că n-au procedat greșit. Am discutat și cu domnul ministru Rafila aceste aspecte pe care vi le-am destănuit într-o altă emisiune. Le-am spus să facă o lege care să aibă putere, pentru că dacă o fac prost, se trezesc că este anulată. El le-am spus să ia în seamă și persoanele care au trecut prin boală, dar nu sunt dovedite, să se găsească acolo un numitor comun, cum am înțeles că au făcut bulgarii. Și după aceea să se elaboreze o lege serioasă. Ei cred că au făcut o socoteală destul de simplă, doamna Crăciulescu, la 45%, din păcate, procentaj foarte mic de vaccinați. Vă dați seama că au luat în seamă că este foarte greu să dai o lege capitală și să spui că de azi încolo nu mai vii la serviciu dacă nu ești vaccinat. Poate găsim o tranziție asta mai ușoară, cum se numește ea, și doar în vremuri grele să se interzică vremuri de vârf ale viitoarelor valuri, să se găsească o soluție de oarecum de îngrădire a unor drepturi pentru cetățeni, pentru că am eșuat în acțiunea noastră de a-i lămuri pe român că trebuie să se vaccineze și că este util acest lucru. Acolo trebuie să cred se acționeze. Cred că am demonetizat ideea asta de specialist, că vedeți, de fiecare dată când apare cât un subiect de ăsta neplăcut, zice, nu, specialiștii. Pe care mai sunt specialiștii? Că nici acum nu-i cunoaștem, domnule Hader. Păi, dacă nici domnul Rafila nu-i specialist, cine? Păi nu, cei din spate, știți că la vechea guvernare, când se lua o decizie, zice, domnule, așa au decis acolo, specialiști. Acolo s-a pierdut startul, doamna. Acolo trebuia din să păcate. Fie... Da, trebuia să fie un elan serios determinant pentru credea. Români. Acolo trebuia să fie. Să avem și studenții și profesorii pe toți vaccinați. Corect. Le mulțumesc și invitațiilor din această seară și acum Victor Ciutacu. Bun găsit, Victor! Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. În doar câteva momente detonăm bomba serii. Veți afla cum se modifică certificatul pentru acces la muncă și vă prezint lista completă a noilor restricții. Ce au stabilit
Doamnelor și domnilor guvernanți, veți afla în doar câteva momente, după cum am și promis. Discutăm despre noi interdicții care se vor introduce și ne întrebăm cum vom mai putea merge totuși la muncă. Se impune și obligativitatea testării, consideră specialiștii pe care îi tot invocă autoritățile, domnilor și domnilor, și totul pentru a reuși ca lumea să se ducă la slujbă. Cine e vizat de testarea periodică? Sunt noi reglementări care vor fi impuse. Vor avea nevaccinații interzis la biserică. Veți vedea și intervenția înalților prelați în uriașul scandal național generat de introducerea certificatului verde. Vă prezint odată și condițiile pentru renunțarea la certificatul verde. Unii îl bagă, unii îl scot, doamnelor și domnilor. Iar ministrul sănătății vine cu explicațiile momentului. Incidența totuși scade, domnilor și domnilor. Întrebarea este de ce se prelungesc la nesfârșit măsurile restrictive. Ce ni se ascunde în comandamentul lui Arafat? Îl veți vedea și pe liderul care sfidează total restricțiile lui Arafat de revelion. Este un lider al puterii politice. Unde vor avea acces chiar și persoanele fără vaccin? Totul în doar câteva momente.